Salutare! Astăzi, când m-am trezit, am avut o surpriză când am văzut că pe canalul meu de YouTube s-au strâns 49.990 de urmăritori. Așa că, cu siguranță, astăzi o să ajungem la 50.000 de urmăritori, iar acest vlog va fi unul aniversar. Întâmplarea face ca încă un vlog aniversar pe care l-am avut în trecut să fie tot cu Moody și acest vlog aniversar de 50.000 de abonați este tot cu Moody, pentru că vacanța lui Moody continuă. Astăzi va fi ultima zi cu noi, de mâine va fi preluat de altcineva. De la începutul acestui vlog vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că v-ați abonat la acest canal. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați susținut de-a lungul acestei aventuri pe care eu am început-o în urmă cu un an și 7 luni. Pentru că eu canalul l-am început exact pe 1 ianuarie 2019. 2020. Da. L-am început pe 1 ianuarie 2020, iar de atunci canalul a început să crească. A fost o aventură la care eu nu mă așteptam, să vă spun sincer, că nu mă așteptam să ajungă aici. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Eu vă asigur că voi rămâne același Marian Adventures, v-am mai spus asta, că o să mai se întâmple probabil și pe viitor lucruri la care eu nu mă aștept și nu mă așteptam nici la ce s-a întâmplat în perioada asta, că mai accept câte o excursie pe care nu mi-aș fi permis-o probabil niciodată, asta e. Dar cu siguranță eu voi rămâne același om. O să călătoresc în același stil. De-abia aștept să începem următoarea aventură de anul ăsta. Așadar, vlogul de astăzi va fi unul aniversar cu experiențe autentice românești. Nu doar pentru noi, ci și pentru Moody, invitatul nostru de săptămâna asta. Și eu sper să-i placă. Și sper să iasă tot ce am pregătit. De fapt, n-am pregătit mare lucru. Noi suntem imprevizibili și improvizăm foarte mult pe parcursul zilei. Hai să vedem ce o să iasă. Astăzi, după cum v-am spus, o să fie o zi în care Moody din nou o să aibă experiențe noi. Moody a avut experiențe noi și azi noapte. Moody, cum a fost la petrecere? A fost foarte frumos, am văzut cum e petrecerea aici. Înainte de petrecere, cineva de pe un urmăritor al canalului mi-a scris dacă la Moody i-ar place o experiență de masaj. Pentru că ea are un salon de masaj, salutăm Ibi, și i-a oferit lui Moody un voucher cu un masaj la ea la salon. Acum, nici eu nu prea sunt cu masajul, dar la Moody a plăcut foarte mult. A fost prima ta experiență de masaj, da? Da, eu n-am făcut niciodată, deci ieri a fost o experiență minunată. Numai surprize peste surprize. Da. Bine, și la Paul se mulțumim. Bineînțeles că trebuie să mulțumim și la Paul pentru petrecerea la care l-a dus pe Moody, unde i-a plăcut foarte mult. Despre experiența masajului o să vă arăt imediat, dar despre experiența lui la petrecere, intrați pe canalul lui Descoperă Zanzibar cu Moody, pentru că acolo o să vedeți cum s-a distrat el la o petrecere românească. Moody, cum te simți după prima experiență a ta de masaj? Cum mă simt acum, eu am zis că masaj este important pentru că mă simt foarte, foarte bine. Și nu a fost la fel
ca când am venit, știi, am stat mult la mașină. Noi de când dimineața, abia am ajuns seara, tot am stat la mașină. Dar după am făcut asta masaj, acum mă simt ok, adică pot merge pe jos până la București, adică eu sunt ok, știi. A venit, a venit și la fix masajul ăsta, pentru că noi am tras de tine zilele astea. Te-am urcat pe munți, te-am dus pe jos foarte mult, adică, așa că e la fix. De când am ajuns, nu am stat, adică fiecare păi zi... fiecare zi, da, forță maximă, da, cu Marian Adventures, da, că așa știe el. Poți să ne spui mai multe despre tipurile de masaj? Pentru că eu habar n-aveam că aici la Deva este un salon de masaj și chiar eu aș fi avut nevoie, dar nu știam. Da, în primul rând la Moody am făcut masajul Thai. Este okay. Un masaj din Asia, mai exact din Thailanda, provine. Este un masaj cu stretching și presiune. Ajută foarte mult și pe partea de relaxare, dar nu doar, și pe partea de terapeutic. Merge foarte bine. Am înțeles. Adică mi s-ar fi potrivit și mie în momentul în care mă durea foarte tare spatele, mă gândesc. Cu siguranță și pentru cazul, în cazul tău aș fi făcut și o tehnică de metoda Koci, în care în câteva secunde se va relaxa mușchiul încordat, dar vom lucra pe un alt mușchi ca mușchiul încordat să se relaxeze. Foarte interesant. Mulțumim încă o dată pentru tot. Și eu mulțumesc. Am plecat deja înspre Sebeș. La Sebeș o să oprim la un restaurant să mâncăm micul dejun, după care o să mergem pe Transalpina, o să mergem pe la lacul Oașa, Stâna Ștefanu, bineînțeles, după care, după masă, o să ajungem la Rânca, unde o să ne și cazăm. Tot acolo, la Rânca, ne vom întâlni și cu Nic Popescu, băiatul care o să-l ia mai departe pe Moody în aventura lui în România. Am ajuns la Petrești, la Casa Simi, restaurantul nostru preferat de aici din zonă. De câte ori ajungem aici, ne oprim să mâncăm, pentru că mâncarea este cu adevărat deosebită. Moody, ți-am povestit că la noi în România nu crește nimic ca peste iarnă, așa că toți românii în perioada asta își pregătesc provizii pentru iarnă. Cam așa arată o cămară. Au pus cucuruz. Cucuruz. Cucuruz, da. Tot felul de legume puse la murat. Ia uite în față ce e acolo. Ce? Un mistreț. Ăla e un porc sălbatic. Acolo e suc de roșii, un fel de ketchup, tot felul de murături, conopidă, zacuscă, legume de tot felul. Deci este restaurant și au pus deja, au pregătit. Da, 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 ăsta e pregătit pentru la iarnă, pentru că iarna nu crește nimic la noi. Deci nu crește nimic, e bine aici deja. De aici se mănâncă tot. De aici se mănâncă toată iarna. Aici sunt produse din carne, care tot la fel sunt puse pe iarnă. Cârnați, puși la uscat, pentru că altfel nu stă. Sunt afumați și după aia puși la uscat. Și bineînțeles, la noi în România, e foarte important să ai țuiculițe peste iarnă, pe frig. Aici sunt butoaiele cu țuică. Țuică, da. Tot românul iarna mai bea câte un păhărel de țuică când e frig tare afară. Ramona și-a luat o ciorbă de păpuță. Eu o ciorbă de fasole. E foarte bună aici, în locația asta. Iar pe Moody deja îl cunoaștem. Cartof și carne de pui. Așa, carne de pui, da. Place. Moody nu prea mănâncă mare lucru. Dar cartofii românești, ăștia îți plac. Da. Cartofi și pește. Și pește. Ceva pui. Da. Am plecat mai departe spre lacul Oașa. O să mergem pe Valea Sebeșului. O să încercăm mai sus să ne uităm și după niște hribi. Pentru că mi-ar place foarte mult să găsim și să tragem diseară o tocană. Sunt foarte curios dacă la Moody i-ar place sau nu tocana de hrib.
Suntem la lacul Oașa. Mudi, vezi ce baraj imens e aici. Da, foarte frumos. Da, numai pădure de brad cât vezi cu ochii. Iar în partea asta, la altă, e lacul Oașa. Hai să vedem și lacul. Un lac foarte mare, lac de munte. Un lac foarte curat. Vin doar ape din munte, fără niciun pic de poluare. Peștele de aici, din lacul ăsta, e foarte bun. Numai că e greu de prins. Mai sunt oameni care pescuiesc aici? Da, sunt pescari, dar se prinde greu. Se prinde greu peștele pe lac. Aici, pe malul lacului Oașa, ne-am oprit într-o parcare, pentru că vreau să urcăm un pic pe aici, prin pădure în sus, să vedem, poate găsim niște hribi. Bineînțeles că doar unii dintre noi o să meargă. Cei care au chefuit toată noaptea preferă să doarmă în mașină. Nu prea sunt semne deocamdată, dar o să facem o tură. Facem o tură, să vedem. Poate avem noroc totuși să îi facem la Mudi diseară o tocană de hribi. Ceva, tot sunt ceva ciuperci. Asta e ceva rusula. Dar ne căutăm hribi. Peste hribi încă l-am dat, dar am dat peste o grămăjoară de gălbiori. O să-i culegem pe ăștia, dacă nu mai găsim alții, ăștia merg de minune cu o omletă mâine dimineață. Încă o oprire. Mai facem o tură și aici, în zona asta. Să vedem dacă dăm peste ceva hribi. Semnele sunt bune. Pentru că am găsit unul, dar e mâncat pe jumătate. Dar asta înseamnă că putem găsi și nemâncați. Din păcate, nu găsim hribi deocamdată. Mai avem o șansă să găsească Nic când urcă dinspre gorj. Poate pe partea gorjului să fie mai productiv anul ăsta. Bineînțeles că nu se putea să nu punem pe lista obiectivelor de vizitat Stâna Ștefanu, unde o să mergem să vedem viața ciobanilor români și ceea ce mănâncă ciobanii aici în munții români. Bineînțeles că pentru Mudi cam frig. Bate vântul de numa. Da, e ok. Deci nu există vârf de munte unde Mudi să nu-l cunoască nimeni. Sănătate! Toată lumea cunoaște pe Mudi, inclusiv în vârful muntelui. Mudi, dacă te-ai fi născut aici, pe dealurile astea, poate ai fi fost cioban. Hai să vedem cum ți-ar sta ție ca cioban. Da, dă-i în spate. Asta e îmbrăcămintea specifică de cioban român. Mai ți-e frig? Cu asta nu mai, cu asta nu mai. Asta e exact blană de oaie. Trebuie și bâtă. Deci cum au masaii bâtă în... Cum au masaii bâtă în Tanzania... Masaii nu poartă așa. Nu știu cum să zic, dar masaii nu poartă așa. Poartă bâtă numai. Bundă nu. O să încercăm și niște mâncare ciobănească. Hai să vedem și muzeu. Aici am avut un muzeu cu... Un muzeu al ciobănitului. Cum trăiau oamenii mai de mult și ce purtau oamenii pe munții ăștia. De data asta, la Stâna Ștefanu, a mai apărut un produs nou, și anume pastramă de oaie. Spune și mie cum e făcută pastrama asta. Păi e oaia, toamna, e foarte grasă. Da. Adică foarte grasă, este exact cum trebuie. Exact adică cât trebuie. Are statul și de grăsime și de carne.
Și vă dați seama că la grătar cu condimentele pe care le e pusă carnea cu condimente, ținut la baiți, da? Zile, apoi o punem la zvântat, un pic la fum. E și un pic afumat. Foarte puțin. Mamă, deci miroase aici de nebunesc. Dar grătarul o afumă suficient. Am înțeles, am înțeles. Da. În sfârșit am ocazia să gust. Da, da. O pastramă adevărată de oaie în stil ciobănesc. Ca aia de la Lidl nu mi-a plăcut. Da. Da. Cu drag. Da. Se pare că la Mudi îi place tocanul de oaie și oaia la grătar. În sfârșit... Are la gust la... În sfârșit ceva la fel cu, cu cei în Zanzibar. Să avem poftă. Și eu în sfârșit am găsit o pastramă de oaie pe care vreau să o găsesc de multă vreme, făcută de oamenii muntelui. Care este fabuloasă. Mă bucur că au început să o fac aici. O să vin și mai des, doar pentru mâncare la Stâna Ștefan. Mudi, cum a fost mâncarea la stână? Carne de capră a fost... Top! Top a fost foarte bun, are la fel gust ca la noi Zanzibar. Super, super că ți-a plăcut. E foarte frumos pe Transalpina și în perioada asta, doar că de acum deja e mai greu de plimbat pe aici, pentru că am dârdâit de numă. Deja vine iarna pe Transalpina, cred că sunt vreo 3-4 grade acum și bate vântul foarte, foarte tare. Am ajuns în Rânca. Aici în Rânca o să ne cazăm, mergem la pensiunea Alpin, unde Nic ne-a rezervat pentru seara asta o cazare. Asta este pensiunea. Hai să vedem, să ne luăm camerele. Suntem în fața pensiunii Alpin. O pensiune care m-a lăsat fără cuvinte. Haideți să vă arăt și vouă cum arată. O pensiune foarte mare. Porcul ce face acolo? Din câte am înțeles, avem... O să ne pregătească și ciubărul cu apă caldă, care e aici. O să nu mă bag eu. Dar o să se încălzească foarte tare. Și în seara asta cred că o să stăm aici cu view-ul ăsta în spatele nostru, în ciubărul cu apă caldă. Hai să vedem cum arată și înăuntru. Pe mine m-a impresionat din prima clipă. Totul lemn, totul foarte fain amenajat. Când va fi iarna în toi, ar prinde bine un foc acolo. Hai să vedem camerele. Și mergem în camera lui Mudi prima dată. O cameră foarte faină, baie, curat, cabină de duș și piesa. Ai televizor acolo. Ai televizor, da, piesa de rezistență e view-ul. Da. Și anume view-ul ăsta. Iar camera noastră este asta. Tot la fel cu alu Mudi. Să aprindem niște becuri, baie curată cu duș și un pat foarte mare. Absolut superb! Mudi și-a tot dorit să joace fotbal, dar eu nefiind un împătimit, nici măcar nu știu să dau cu piciorul minge, nu prea a avut cu cine. Noroc cu Ramona! Mudi a venit pregătit, are și tricou. Ce? Mudi are și tricou.
Eu, în schimbul fotbalului, mă apuc de petrecere. Până vine Nic, o să petrec singur. Eu o să-l predau de aici pe Moody, o să-l predau lui Nic și sunt sigur că-l predau pe mâini bune, pentru că Nic în toate pozele apare doar cu femei frumoase pe lângă el. Așa că cu siguranță rămâne pe mâini bune. Da, dar mai vreau dacă sunt. Pentru că mi-a plăcut mult din asta. Ți-a plăcut la party, da? Pe tine și o surpriză. Stai liniștit. Cam așa o să ne continuăm noi seara. Bineînțeles că o să avem și niște vinuleți aici pe margine un pic mai târziu. Avem de făcut un grătărel. O să facem niște pui, niște pește pentru Moody. Și cam așa o să ne petrecem noi seara și aniversarea celor 50.000 de abonați ai canalului Marian Adventures. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani și lui Moody, că... Moody se simte ca acasă, că ea foarte caldă. Moody are și el deja 5.300 și ceva de abonați. Vă mulțumim mult pentru asta. Vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți. Vreau să mulțumesc grupului Vacanța Mania și întregii comunități Marian Adventures pentru că a făcut posibilă vacanța lui Moody în România. Mulțumim speciale lui Ovidiu și lui Ana Maria pentru implicare, pentru că fără ei nu era Moody acum aici. Mulțumim lui Nic și tuturor celor care o să-l aibă pe Moody în următoarele zile. Aparținătorii. Eu o să-l predau pe Moody cu instrucțiuni de folosire deja. E pentru... Oltenia acum. La Oltenia asta ce mai rămâne. Cred că o să mai rămână. Îi pregătesc niște surprize. Noi deja știm exact ce-i place, știm exact ce mănâncă, deci facem o listă cu instrucțiuni. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la canalul meu și până la următorul vlog eu vă spun la revedere! La 100 de mii ne vedem! Multă sănătate tuturor! Sănătate! Caribu în Blanca! Caribu! Caribu Sana!